jumătate de apă, apa ajunge în comuna Mare, în comuna Sărget, în maxim 12 ore. Acesta este statul realitate. Ca noutate, pentru că am vorbit și în anii anteriori, vorbim de canalul Buzău-Est. Este pentru prima dată când vedeți o autorizație de construire. Este vorba de autorizație de reabilitare a amenajării de irigații cu via Buzăului Canal Est. Deci exact acum 30 de zile, exact acum 8 de zile, am reușit să obțin de la Consiliul Județean autorizație de construire, repet, pentru Buzău Canal Est. Deci asta înseamnă că am obținut absolut toate documentele. În data de 10 mai a avut loc un CPE la Anil București pentru reactualizarea prețurilor. Proiectul este undeva din anul 2019. Au trebuit să reactualizate pentru că știți foarte bine unde au ajuns astăzi prețurile. Vineri am fost la București, a trecut de CPE, Consiliul de Intereconomic la mea ADR. Deci este pe prima dată când vorbim concret. Undeva luna viitoare urmează SEAP-ul, urmează licitația, urmează să fie anunțat câștigătorul, încheierea contractului. Și înseamnă că cel de zi în toamna acestui an vom începe reabilitarea canalului Buzău-Est. De ce este acest canal de o serie de important? Pentru că dacă vă spuneam că canalul se servește 24.500 de hectare, acest canal se servește o suprafață de 9.900 de hectare, aproape 10.000 de hectare. Deci contractul se vinde pe o durată de 2 ani de zile. Țin cont de faptul că pe acest canal se poate lucra în permanență, pe vestul că urmă adresa sezonului de irigații, aici chiar la putere lucra un stop, undeva în 12 luni poate fi reabilitat acest canal PS. Asta înseamnă că undeva cel târziu în anul 2024 putem mări suprafața irigată la Juscuță, cu încă 10.000 de hectare. Până urmă, prezintă câteva imagini cum arată astăzi canalul PS. Aici vorbim de conducta care supra-traversează drumul Buzău. Este vorba de o conductă cu diametru de 2400 de metri jumătate aproape. Are o lungime de 290 de metri, 300 de metri. Prin nou proiect, această conductă va fi anulată și vom veni, în proiect scrie două fire, vom veni cu două conducte, fiecare conductă cu un diametru de 1400. De ce două conducte, de ce două fire? În funcție de comenzile de apă, vom funcționa cu o conductă și dacă se impune, vom putea adăuga și a doua conductă la suprafața irigată. Deja reabilitarea canalului înseamnă refacerea suprafața traversării râului Buzău, care s-a plimbat și undeva în 2005-2006, toată codul de la Mărăcine, la proiectul viitorilor. Va fi refăcută în totalitate stația SRK-ul de la Mătești, aici vorbim de canalul Est, este colmatat, este degradat, este plin de form. În imagine aveți SRK-ul Mătești, unde la fel va fi reabilitată în totalitate. Lungimea canalului Est, cel care ne asigură acum 10.000 de hectare, va fi reabilitat în toată lungimea lui aproape 8 km. Aici aveți imagini din interiorul stației, un grad mare de usură, deci va fi locuite, totul va fi nou. Ponte, noi motoare, nou, favoare, ce noi, totul nou. Deci, sperăm ce ați discutat în acest an să începem reabilitarea canalului Est. Am dus la autorizația, sunt toate documentele, urmează licitația. Undeva în anul 2024 putem vorbi cu județul Buzău despre o suprafață irigată de peste 30-35 de hectare. Mulțumesc!